Seara. Vă pupăm, da, da, bună seara, bună seara. La mulți ani, da? La mulți, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Da, am avut o zi foarte plină astăzi. Ba, și mama. Da. Ce faceți, dragilor? Am crescut copii de niște iubire. Cum? Deci am fost educatoare eu. Da, eh? Atunci... Da, tot pe aia la mine, la grădiniță, la grupă. Cred că... La grupă este aia. Cred că făceam militarie, nu? Era... Nu, dansam! Da? Făceam discotecă cu ei, taia liniștit. Da? Foarte frumos. Ne pare bine să stăm de vorbă cu tine în seara aceasta, dar ne pare foarte bine să-l cunoaștem și pe soțul tău, pentru că eu una nu l-am văzut niciodată, este, și cred că a preferat dintotdeauna să fie așa mai discret. L-ai cumva ținut ascuns. Ei, și nici n-o să-l vezi, dragă. Ce să spun? Uite, bună seara! Să știți că dacă v-am prins în seara asta, vrem să aflăm multe de la dumneavoastră. Ce vrei, dragă, să știi? Ia zi. În primul rând vrem să știm care este rețeta pentru o căsnicie de peste 40 de ani. E bine, o să-ți dau răspunsul la întrebarea asta când o să spui și mie de ce faci copii așa frumoși, că eu n-am copii deloc. Nu se mai întâmplă, să iasă și copii frumoși. Are genă bună, ce să am mai... Am genă bună. Păi da, vreau și eu genă de asta. Vreau și eu genă de asta. Ce să zic? Care este rețeta unei căsnicii acum într-o perioadă în care nu e o perioadă foarte bună, perioada asta în care nu e prea propice căsniciilor? Stai liniștit, că noi am avut perioade mai rele, Doamne ferește. Așa e în viață, sunt perioade și perioade, sunt suișuri, coborâșuri. Ce înseamnă mai rele? Dar am trecut amândoi, pentru că rezultatul și răspunsul la întrebare este iubirea. Iubirea trece peste absolut orice? Da. Peste absolut orice. Asta sigur. Ce frumos! După aproape 40 de ani în care sunteți împreună, mai există aceeași iubire ca la început sau acea iubire s-a transformat în respect mai mult și în prietenie? Nu, astea sunt... Ca la început suntem. Suntem mai mult ca la început. Sunt clișee, gen. Da, sunt clișee, bravo, mulțumesc, clișee. Andrei. Mi-am dat seama că ai rămas într-o... Așa, erai în pană. Mi-a plăcut soțul că a răspuns la... Eram în panică, dar mi s-a stins de un pic. Ce să faci, bătrânețea, gata, nu mai ține. După 40 de ani de căsnicie, nici nu mai știu cum mă cheamă, îți dai seama. Și iată, în 40 de ani, o singură apariție a soțului tău, Marilena, la televizor. De ce atât de puțin? E piatră rară, dragă, e nestebată, stai cu minte că nu e... De ce atât de rar, dragul meu? Dragul nostru. De ce atât de rar la televizor? Discreția e mai bună. Ia zi, mamă, de ce? Discreția este mult mai bună. Uite, vor băieții să te facă vedetă. Cu nu cât e... apar mai mult, cu atât ai mai dacă... multe preocupări. Drept dacă pentru știam... care eu prefer să-mi țin preocupările mele cotidiene. Iar da, Marilena este artista casei, ea se ocupă cu partea asta, cu vizual. Domnul Adrian, sau Adrian, nici nu știu cum să mă exprim, dar Bobiță, pentru că nu ne cunoaștem... Bobiță. Cum se zic? Bobiță. Asta e forma de alintă. Asta e forma de alintă, care e frumoasă, îmi permit să spun și eu în această seară. Așa le-a alintat mama lui. Și așa i-a rămas numele Bobiță. Îmi permit ca în seara asta să-i spun și eu dânsului Bobiță, ca să ne fim, să fim mai apropiați. De ce atât de rar și de ce v-a fost frică în special? Nu e frică, e timid. Pare rău, nu mi-a fost niciodată frică, dar nu am considerat necesar că trebuie să apar alături de ea. Ea trebuie să se manifeste liber, cu personalitatea ei, nu trebuie să o încurc eu. E mult mai bine așa. Lângă mine el. Care este profesia, meseria ta? Cu ce te ocupi tu? Cu instalații electrice, automatizări, BMS-uri. Aha. În general, deci, lucruri deci cu lumea showbiz-ului, să spun așa, sunt de diferiți ca și domenii. Da, suntem foarte diferiți. Cred că asta ne-a adunat. Da, tot arta ne-a ținut la unul. Cu siguranță.
Dintre voi doi, pe Marinela, evident, o simt mult mai vorbăreață în această seară. Întrebarea mea este în căsnicie. Între cei patru pereți acasă, voi doi, cine e cel care ia deciziile? Cine e cel care vorbește mai mult așa? Tot tu, Mari? Nu, amândoi. Nu, amândoi. Amândoi stăm și desfătuim dacă avem o problemă și găsim soluții. Și dacă el zice, mamă, e bine, atunci înseamnă că e bine. Oricum, Marinela, eu te simt un pic emoționată în seara asta. Tu de obicei ești mai exuberantă, vorbești mult. Acum te văd un pic așezat, așa. Se pare că prezența soțului e... Nu puteam să-mi dau drum așa cum vreau. Asta înseamnă că și soțul se ține așa un pic din scurt. Da, da, trebuie. Tocmai se verifică de ce nu apar eu. Pe mine niciodată. Eu am emoții pentru el, pentru că dacă a apărut atât de rar. Vreau să vă întrebăm, din ce cauze v-ați certat cel mai des? Așa, cât au fost certurile? Care au fost cauzele principale? În 40 de ani? În 40 de ani. Ar mai trebui vreo 10 emisiuni. Haideți să le enumerăm pe cele mai grave. Bun, de tot răspunsul, bun. Bun. Se pare că simțul umorului este în familie acolo, pe toate planurile. Da, știi cum e el? Da, știi cum e el? El spune una, eu tot timpul, eu nu am stare în mine și glumesc și cu prietenii și cu vecinii și cu tot. Dar el spune una pe an, dar în 10. Înțelegi? Bun. Da. De genul ăsta e el. Mai există și acum momente în care vă certați, vă contrați, vă enervați unul pe altul? Da, bineînțeles. Vreau să știu de la ce vă mai certați. Vreau să știu de la ce. Fiecare să spună partea de adevăr. Am o singură problemă. Noi nu ne certăm, ne antrenăm. Vă mențineți în formă. Foarte bun punctul de vedere. Absolut. Personalitatea noastră fiind foarte apropiată, practic chiar nu există. De la ce vă mai antrenați atunci? Adică? În diverse domenii. Ați fost vreodată gelos? Nu. Niciodată? Nu i-am dat ustagii. Niciodată și am spus de la bun început că nu o să mă gândesc vreodată să o urmăresc, să o bănuiesc sau... Nu, întotdeauna i-am spus, dezvoltă-te, du-te, eu am încredere în tine. Ce frumos. E simplu să aflu dacă cumva se întâmplă altfel, că o faci și o afli, că ai destul prieteni în jur care să te ajute. Oho!